O preocupare fundamentală este, sau ar trebui să fie, momentul în care va veni Domnul din nou la noi. Încă din Eden, poate nu suntem toți familiarizați cu textul Scripturii, dar, încă din Eden, Dumnezeu ne-a promis, Salvarea ne-a promis mântuirea, adică ne l-a promis pe Mântuitorul. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, tu îi vei înțepa călcâiul, iar acela, adică Mântuitorul promis, îți va zdrobi capul. Am prospătat și a făcut acest legământ de data aceasta cu omul din afara Edenului Dumnezeu prin Ad Avram. Și a promis Dumnezeu lui Avram că din el se va naște izbăvitorul lumii, mântuitorul lumii. Și s-a împlinit. Domnul a împlinit făgăduința. Să nu uităm că toată istoria Vechiului Testament, istoria poporului ales, este o istorie mesianică. Poporul ales este purtat permanent de grija lui Dumnezeu pentru a se pregăti să vină Mântuitorul Hristos. Și am văzut că nu prea a fost pregătit poporul acesta. L-au întâmpinat la naștere fecioara, adică mama lui, bătrânul Iosif, câțiva păstori, l-au căutat niște magi care erau trimiși ai împăraților. Vedeți? Împărați din afara împărăției lui Israel. Sigur că au fost prezent, a fost prezent tot cerul, au coborât îngerii, au cântat, i-au încredințat pe cei ce erau pe păstori și cei care erau acolo, spunându-le, nu vă temeți că astăzi vi s-a născut vouă mântuitor. Când a aflat Irod și tot Ierusalimul s-a întristat, s-a tulburat. Am aflat de la Domnul că va veni din nou. Prin profețiile pe care le-au făcut și, și el, și le-a făcut și pe cei pe, cei pe care i-a ales. Și deci, realitatea sfârșitului istoriei este foarte concretă. Orice început are un sfârșit. Și știința propune un câteva moduri de încheierea istoriei acestei aceste existențe. Nu este un aspect doar, să zicem, doar teologic. De asemenea, venirea Mântuitorului Hristos înseamnă instaurarea împărăției, înseamnă învierea de obște și așa mai departe. Vedem că apostolii și încheie unele texte care au fost consemnate în Sfânta Scriptură prin cuvântul Domnul vine, Maranata, Domnul vine. Și este bine și ar trebui să ne întrebăm, să ne punem și noi această problemă, acele de a doua veniri a Mântuitorului Hristos. Când va avea loc venirea a doua, nu știm. Dar știm un lucru, că va veni ca un fur, adică va veni pe neașteptate. Însă, noi care l așteptăm, care noi care suntem creștini, care pretindem că suntem creștini și mărturisim în fiecare dumnezească liturgie. poate cel puțin o dată pe săptămână când participăm la Sfânta Dumnezeu Dumnezească Liturghie, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie, noi ar trebui să fim pregătiți să vină în orice moment. Nu știm dacă acestea sunt ultimele, să zicem, vremuri dinainte de venirea Mântuitorului Hristos. Pot să fie sau pot să nu fie. Mai pot trece ani, zeci, sute, mii de ani. Nu știm. Dar știm un lucru. Că atunci când va veni Mântuitorul Hristos, va fi bucurie mare. Mântuitorul Hristos vine să împărățească împreună cu noi. Să ne aducă viața veșnică, să ne aducă bucuria veșnică. Și atunci, noi ar trebui să fim pregătiți ca și cum ar fi Sfârșitul istoriei acum, ca și cum ar veni Mântuitorul Hristos acum, și să spun, vin o vino vin o Doamne în orice moment. Altfel nu știm. Nu avem, sigur că sunt niște profeții făcute de Mântuitorul Hristos, care trebuie să se împlinească, se pare că nu s-au împlinit, urmează să se împlinească, dar ele pot, la un moment dat, se pot grăbi. Așa că la nunta din Cana Galilei, când a zis Mântuitorul Hristos, mai ce Domnului, că nu a venit vremea lui, totuși, mai ca Domnul, a grăbit timpul. Și s-a împlinit minunea. La fel și de data aceasta. Nu știm dacă timpul nu se va grăbi și nu va fi sfârșitul istoriei și a doua venire a Mântuitorului până într-acolo încât nici dumneavoastră să nu mă urmăriți pe mine. Acum când vă vorbesc. Dar dacă mă urmăriți cumva, înseamnă că nu a venit încă și încă îl așteptăm. Aici este secretul, taina și bucuria, și anume să fim pregătiți să-l așteptăm pe Mântuitorul Hristos cu bucurie în orice clipă și în orice moment. De altfel, sfârșitul meu, existenței mele, poate să însemne pentru mine sfârșitul întregii existențe.